Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine! Astăzi vom vorbi despre... Melek, episodul 41. Melek își exprimă dorința de a se căsători, în ciuda faptului că se confruntă cu provocări din viața ei. Ea explică că de 20 de ani se confruntă cu aceleași probleme și este hotărâtă să nu renunțe. Cu toate acestea, ea se simte nedorită și nesigură ce să facă. Zeyran, prietena ei, încearcă să o consoleze și o încurajează să se concentreze asupra visului ei de a deține propria farmacie. Tatăl lui Melek îi trimite în mod neașteptat un bilet de avion pentru o căsătorie pe care nu și-o dorește, provocându-i suferință. Secțiunea se termină cu Melek simțindu-se pierdută și nesigură cu privire la viitorul ei. Melek vorbește cu cineva despre faptul că este aproape de apă și nu poate să-l găsească pe Gale. Asl îl întrerupe și îi spune lui Melek să nu-și facă griji pentru că a vorbit cu cumnatul ei și a făcut niște aranjamente. Melek pare entant și spune că nu vrea ca tatăl ei să fie implicat. Asl amenință că îl va suna pe tatăl ei și îi spune unde este Melek. Melek încearcă să raționeze cu Asl, spunând că vrea să se descurce în felul ei. Asl îl avertizează pe Melek că, dacă nu o ascultă, o va pierde complet. Melek este frustrat și îi spune lui Asl că va face doar ce vrea. Asl își exprimă îngrijorarea și îi cere lui Melek să fie responsabil și să stabilească orele stabilite pentru venirea și plecarea din casă. Melek insistă că va face ce vrea. Husnu Esma are un vis urât și se trezește speriată. Defne o asigură că totul este în regulă și se oferă să-i facă o ceașcă de ceai de lavandă. Între timp, Ali îi informează că unchiul Shehit Ali știe adevărul și că trebuie să-și continue planul. Ei discută despre importanța primirii de vești bune despre sănătatea lui Omer și așteaptă cu nerăbdare actualizări de la spital. În cele din urmă, Melek sosește și o primesc cu căldură. Husnu Esma își împărtășește grijile ca mamă a unui soldat și reflectă la felul în care trece timpul. Convorbirea este întreruptă de un telefon de la Ali, care îi informează despre o problemă referitoare la cineva aflat în închisoare. Husnu Esma își exprimă îngrijorarea, iar Melek încearcă să-și aline grijile. Melek își exprimă dorința ca unele schimbări să apară și ca mama ei să fie mai deschisă și mai susținătoare. De asemenea, ea discută despre reticența ei de a merge cu bunica la magazin și despre lipsa ei de interes pentru gătit. Mai târziu, Melek încearcă să ia legătura cu mama ei, dar ea nu răspunde la telefon. Noua figură mama a lui Melek sugerează să gătească împreună mâncărurile ei preferate, dar Melek refuză. Între timp, tatăl lui Melek îi cere să facă curățenie și să ia micul dejun, dar încă nu are chef. Tatăl ei o certa pentru mizerie și pleacă la serviciu. Bunica lui Melek încearcă să o mângâie și îi cere să mănânce, dar Melek refuză. Melek și Halil discută despre evenimentele din ziua precedentă, iar Melek își împărtășește îngrijorările cu privire la reacția tatălui ei. Melek își mărturisește dorința de a se căsători cu Halil, în ciuda dezaprobării tatălui ei. Deși tatăl lui Melek părea inițial că nu răspunde, Melek o asigură pe Halil că și mama ei nu este de acord cu relația lor. Simțindu-se frustrată și nesigură cu privire la ce să facă în continuare, Melek își exprimă dragostea pentru Halil și hotărârea ei de a fi alături de el, indiferent de provocările cu care se pot confrunta. Melek și Kenan au o conversație despre încredere. Melek își cere scuze lui Kenan pentru că se îndoiește de el și admite că a greșit când îl suspectează. Kenan o asigură că problema este închisă și îi spune să nu-și facă griji. Melek își exprimă îngrijorarea cu privire la Omer, care a plecat la serviciu și de atunci nu a mai auzit de el. Kenan îl consolează pe Melek și o asigură că Omer își va îndeplini datoria și se va întoarce în siguranță. Ei discută despre grijile lor și despre modul în care s-au obișnuit să gestioneze singur dificultățile. Melek își cere scuze pentru îndoielile ei inițiale și îi mulțumește lui Kenan pentru că a adus-o la farmacie, unde se simte puțin mai bine. Ei decid să se bucure de niște baclava ca deliciu. Mai târziu, fiica lui Melek, Defne, sosește și toți împart un moment cald împreună. Melek este supărată pe Hasan pentru că nu a răspuns la mesajele sau apelurile ei telefonice. Ea își exprimă frustrarea și îl întreabă unde este. Melek se gândește chiar să meargă la locația lui Hasan dacă este căsătorit.
Între timp, Hasan își deschide magazinul și Melek încă îl așteaptă. Ei își amintesc despre un joc la școală în care închideau ochii și descriau ceea ce au văzut, iar Melek participă jucăușă prefăcându-se că este o pasăre. De asemenea, își discută temerile și oboseala. Dar se încurajează reciproc să rămână puternici. Melek menționează că trece pe lângă un deal unde soarele se ascunde în spate, simbolizând noile începuturi. Hasan îi spune lui Melek să placeze o nouă comandă, iar ei vorbesc despre alte lucruri. Asli îi explică lui Melek că a intrat într-o ceartă cu mătușa ei și că lucrurile au devenit fizice, ceea ce a făcut ca ea să se lovească de cap. Asli dezvăluie că mătușa ei vrea să o trimită înapoi în Germania, ceea ce o face pe Melek să-și facă griji cu privire la situația ei de viață. Melek sugerează că Asli ar fi trebuit să ia banii pe care i-a dat mătușa ei mai devreme și să stea câteva zile într-un hotel. Cu toate acestea, Asa respinge ideea, afirmând că va căuta un loc de muncă odată ce vânătăile ei se vor vindeca. Scena trece la Osmanbi și Zeiran discutând despre potențiala preluare a stabilimentului la care lucrează, cu Eda intervenind în conversație. Anii de muncă asiduă ai lui Zeiran par să fie în pericol, iar Eda promite că va da un telefon cu privire la situație. Tatăl lui Melek ajunge acasă și menționează că l-a văzut pe Melek cu Halil în parc. Mama lui Melek este ușurată să audă că Melek nu a mers la spital, ci a ieșit cu Halil. Tatăl lui Melek sugerează să-l întrebe pe Halil despre situație, dar mama lui Melek insistă că ar trebui să aibă încredere în Melek și să nu se amestece. Ei discută despre planurile lor de viitor, inclusiv despre Ali care vrea să se căsătorească. Mama lui Melek își exprimă îngrijorarea pentru bunăstarea lui Melek, deoarece nu mai este ea însăși de la incidentul cu Alev. Ei vorbesc despre grijile lor și despre cum trebuie să fie atenți, deoarece cineva le urmărește și le monitorizează acțiunile, cum Ali îl informează pe baba că cineva a sunat de la armată și ar putea fi știri legate de armată. Cu toate acestea, baba o respinge, spunând că nu le-ar oferi nicio informație. Cum Ali menționează apoi că Omer este și el la armată și îi cere lui baba să-l sune pentru orice actualizări. Între timp, Melek își exprimă entuziasmul lui babei că are propria ei afacere și că nu mai trebuie să aibă de-a face cu nimeni. Ea menționează că visase la acest moment și în sfârșit s-a împlinit. Melek sugerează curățarea și redecorarea locului, dar baba preferă să păstreze lucrurile așa cum sunt. Melek îi cere lui baba să-și sune tatăl și să-i mulțumească, ceea ce baba este de acord, dar menționează că mai trebuie să discute ceva. Halil își exprimă dragostea pentru Melek și dorința de a-și petrece restul vieții cu ea. Cu toate acestea, el dezvăluie că nu se poate căsători cu ea din cauza duratei sale limitate de viață. Melek îi înțelege decizia și acceptă că visul lor de a se căsători poate rămâne neîmplinit. În ciuda acestui fapt, ei continuă să-și prețuiască timpul împreună și să-și facă amintiri. Între timp, Halil și Melek plănuiesc să iasă împreună, indicând o legătură puternică între ei. Melek și Zehra discută despre recentul succes al lui Melek în deschiderea propriei farmacii. Melek își exprimă recunoștința pentru sprijinul primit din partea familiei sale și menționează că se simte mândră de ea însă și pentru că a depășit obstacolele legate de chestiunile financiare. Ei vorbesc, de asemenea, despre cum soțul lui Melek, Mitat, i-a susținut și despre cum au devenit în sfârșit o familie. Zehra încearcă să sublinieze că acțiunile lui Mitat ar putea fi doar o modalitate de a se ține de Melek, dar Melek respinge preocupările ei. Între timp, Zehra se lovește accidental de cap și Melek sugerează să meargă la un medic, dar Zehra insistă că nu este nimic grav. Apoi schimbă subiectul cu succesul lui Melek și discută despre posibilitatea ca Mitat să o ajute pe Melek în cariera ei. Între timp, vărul lui Melek, Sefer, a încercat să-și convingă soțul să-și lase fiul să stea la casa lui Melek, dar el refuză. Melek își cere scuze mătușii pentru că i-a cauzat probleme și promite că va fi acasă în acea seară. Melek discută cu cineva despre viitoarele alegeri școlare și îi cere să verifice ce părere are clasa despre asta. Ei menționează, de asemenea, un eveniment care urmează seara și decid să vorbească despre el mai târziu. Fiul lui Melek le întrerupe conversația și Melek îi spune să se așeze și să aștepte. Melek își exprimă apoi dorința de a fi fericită cu fiul ei până la ultima suflare. Mai târziu, fiul lui Melek vorbește despre o situație cu care se confruntă, iar Melek îl încurajează să o facă față și să nu fugă.